beneficii. În fiecare curmală zace un adevărat tezaur de nutrienți, care reface organismul rapid după efort, combate stresul, oxigenează sângele, contribuie la regenerarea celulară și întărește sistemul imunitar. De aceea, curmalele sunt un aliment ideal și pentru sportivii de anduranță, deoarece furnizează foarte repede energie și compensează rapid pierderea de minerale. Curmalele se digeră ușor și le asigură antioxidanții, vitaminele și mineralele necesare. Curmalele sunt unul dintre cei mai puternici energizanți naturali. Curmalele au un conținut ridicat de antioxidanți, flavonoizi, carotenoizi și acid fenolic, care pe lângă efectul antiinflamator, protejează organismul de boli grave, protejează inima, reduc riscul bolilor cardiovasculare, reduc riscul afecțiunilor oculare și sunt anticancerigene. Curmalele au un conținut ridicat de vitamine, dintre care într-o concentrație semnificativă sunt vitaminele A, B1, B2, B3, B4, B6, K. Dintre mineralele pe care le conțin, curmalele au un conținut foarte mare de potasiu și magneziu, apoi de seleniu, calciu, fier, fosfor, zinc, cupru, mangan. De aceea, curmalele sunt recomandate cu succes în toate cazurile de oboseală, chiar și cronică, epuizare sau de slăbiciune, indiferent de vârstă, în perioadele de efort fizic și intelectual, înainte de antrenamentele fizice pentru un plus de energie, pe timpul toamnei și a iernii pentru întărirea sistemului imunitar, în perioadele de convalescență pentru refacerea rapidă a organismului, în cazuri de anemie și pentru copii în creștere pentru o dezvoltare armonioasă. Curmalele susțin sistemul osos și contribuie la întărirea oaselor, de aceea sunt benefice și odată cu înaintarea în vârstă, când oasele pot să slăbească. Curmalele sunt și o sursă excelentă de fibre solubile și insolubile, promovând o digestie sănătoasă și un tranzit intestinal ușor. Consumul regulat de curmale mențin sănătatea florei intestinale, neutralizează sucul gastric, reducând hiperaciditatea și tratând diverse tulburări intestinale, inclusiv diareea. Dar dacă sunt lăsate la hidratat în apă circa 8 ore, curmalele combat cu eficiență constipația, având mari proprietăți laxative. Curmalele calmează tusea seacă, fiind eficiente și în tratamentul bronșitelor, deoarece au un efect calmant al mucoaselor tractului respirator. Curmalele reduc foamea și conferă o senzație de sațietate, protejează ochii împotriva degenerării maculare și fiind sărace în proteine, se recomandă în dietele care limitează aportul de proteine, afecțiunile renale de exemplu. Curmalele mențin sănătatea sistemului nervos, calmează și reduc stările depresive, susțin sănătatea inimii, a mușchilor, întârzie îmbătrânirea organismului, scad tensiunea arterială și colesterolul, reduc riscul de atac de cord și accident vascular cerebral. Există o legătură directă între magneziu, potasiu și riscul de accident vascular cerebral. Astfel, o creștere a aportului de magneziu și potasiu pot reduce până la 35% riscului de accident vascular cerebral, curmalele fiind astfel un bun aliat împotriva producerii lui. Curmalele susțin și funcțiile ficatului, eliminând toxinele din organism, fiind un remediu imediat în cazul consumului de alcool în exces, alungă starea de rău și mahmureala de a doua zi. Fructoza din curmale este o alternativă ideală pentru zahărul alb.